Dragi compatrioți, m-am îmbrăcat special pentru alegeri. Alegeți-mă și nu puteți să fiți ceva. Deci am încât să... Băi, cum trece cuvântul ăla? Dezamăgiți. Dezamăgiți. Că eu... Scuzați, că eu vă voi da ce nu aveți. E bine? Băi, bagă registrarea de nou. Domnul președinte, da, vă zic, nu se spune așa, se începe cu dragi compatrioți. Hai, mă, dă-te-ai pulat. Dragi compatrioți, așa, hai, dă-mi ăla. Păi luați foaia de hârtie. Unde, dracule? La dumneavoastră. Da. Ia să mă șterg la curcuia. Ia, unde? Nu știu. Floci, uite, mi-a luat și ziar. V-ați luat ziarul? Da! Că vreau să agăți gagici. Nu, domnul președinte, sunteți căsătorit că aveți copii. Nu v-ați sunt divorțat cu copii. Nasol, căsătoriți-vă de nou. Aul, chiar ai dreptate, că nu dă bine la public. Nu dă bine, sunteți curvari. Nu sunt curvari, mă, sunt la Bagiu. Nu e bine nici la Bagiuri de ăla. Nu e bine la Bagiu? Păi da, dar atrag adolescenții. Păi nu poate să vă... nu poate să vă... voteze adolescenții. Wow, chiar, n-au plinit 18 ani. Și aia peste 18 ani nu sunt la Bagii. Doar câțiva. Se fut ăștia înainte de 18 ani. Wow! Mamă, ce timpuri macabre. Era mai mișto pe timpul nostru când trezeam și noi o lamă până la 20 și ceva de ani. Ne uitam mai ca precista cu mâna pe pulă. Da, alte vremuri, eram cu minți. Exact, labă toată ziua și toată noaptea. Ne durea mâna dreaptă. Exact, de-aia suntem noi de dreapta. Exact, bă. Deci pornești înregistrarea? Da, pornesc. Hai, stai să... Stai, nu pornică. Bine, nu pornesc, bine. Să iau ăla, covilpilul ăsta, cum trebuie să numește hârtie. Bă, dar eu vreau ca să pară că dau de la mine. Păi, pune și dumneavoastră hârtie așa la ștop. Păi, dar dacă vede ăștia la Socos că se îndreaptă spre... Păi, poate zice că așa aveți ticul. Păi, cuticuri? Mă ia cuticuri? Ce pula mea? Tic-tac-toie? Ce? O, stai deștept. Păi, așa m-a fătat mama, mă. Să nu vorbiți așa. Bine. Că după aia vă zice mama fată și când fată. A, dracu, tu să fii. Nu mai zice de asta. Stai, lasă-mă să fumez o țigară. Să nu fumați în direct. Nu fumez în direct, băi. Fumez în direct. Ca, stai, lasă-mă să mă calmez la net din capul. Ce? Ia. Să le zic la ăștia cum să mă votez. Ei, nu știe. Bagă ștampila pe numele meu. Numele meu, se spune. A, bine, mă, numele meu. Eu mai greșesc, dracu, dar tu de-aia ești angajat. Să-mi ia. Păi cum să vă zic? Bine, aolo. Tu vă îngură. Prostile, mă. Bă, să nu dai asta pe YouTube. Nu dau. Ați bună, tigare. E pipa păcii, bă. Exact, sunteți ultimul mohican. Exact. Sunt ultimul cancan. Exact, domnul președinte. Bă, tu mă vezi președinte, exact. Te fac consilierul meu pe probleme de sex. Să-mi aduci curve. Dar discret. Să crede ăștia că sunt perfect. Ce curve să vă aduc? De toate mărimile, toate densitățile și toate grozăviile. Grozăviile, exact. Scato ceva? Niciun scato, nu... Cu casco, atât alea cu casco. Ce să vă aduc mașini? Chiar una de aia japoneză, că am auzit că au făcut roboate de-astea. Cu boturi. Fie robotaniste, cred că așa... În România, dacă se vinde, se zice robotaniste. Chiar cum o fi să te fuci cu o robotanistă, mă? Nu știu. Cât o costă o robotanistă de-aia? Păi nu știu, la câteva mii de euro.
Mai bine mă duc eu la cine știu eu. La aia originală. Și mă face cu un milion de... Visez frumos o săptămână. Săptălungă. Săptălună sub săptălungă. Da, tu știi, e mai tare ca Viagra. I-am pus numele, eu în creierul meu, dar să nu-i zici. Da, o știu. Da, bă, știi, dar să nu-i spui. I-am pus numele Dulcinea, ca iapa lui Don Quixote. Cum Dulcinea? Că îi zic, iapa, iapa pe pula mea, în gândul meu, ca îi zic. Oh, oh, Ana. Oh, Ana. A, a, a. Ana o cheamă. Așa îi zic eu, că nu-și dă numele real. Mă doar pe lucru. Poate la altul o cheamă altă. Care altul? Nu știu, să întrebăm când o să ajunge președinte. Da, dă-i drag, mă doare pe mine. Fata e curată, se duce la ginecolog. Și oricum pe muie nu se ia nimic. Nu-ți vine greață. Nu e nimic. Da, e ceva așa. Stai liniștit. Răstignit. Și fata lucrează. Și tu stai așa. Mai face așa de cât. Domn președinte, sunteți pregătit? Sunt, mă. Adu-o bani. Nu de asta. De discurs electoral. A, bine. A. Hai, bagă. Gata. Motor. Ce motor, mă? În patru timp? Nu, mă. Așa zice. Bine, bagă. Dragi compatrioti, vreau să spun că până acum am spus mințit. De acum încolo va începe o nouă eră. O eră a prosperității. Astea nu sunt vise. Eu nu vând vise. Eu vă spun ceva cu certitudine. Aceste lucruri se pot întâmpla. Doar dacă vrem. Și noi putem muncim. Fiecare la locul lui de muncă. Fiecare după priceperea lui. Trebuie să ne recâștigăm respectul față de noi înșine și de ceilalți în societate. Vă rog, frumos, nu mă votați. Am fost împins de la spate de fosta mea soție să candidez. M-a șantajat, altfel nu se împacă cu mine. Oricum nu ne împăcăm. Dacă ajung președinte, o declar prima doamnă fără să fie prima doamnă. Gata, taie la faza aia. Ce zici? Oh, meseriaș! Păi vezi? Să vezi că mă votează. Cine? Nu știu.